Bine ați venit la mobilisimo.ro, sunt Alex și Samsung tocmai a lansat un nou laptop, Samsung Galaxy Book 2 Pro. Avem de-a face și cu un laptop foarte ușor, asta m-a șocat din prima. Aș zice că el cântărește sub un kilogram sau ceva de genul, am înțeles că mai degrabă 1,2 kg. Și în ciuda acestui fapt și faptului că este extrem de subțire, au găsit loc să pună și un port HDMI full, mărime full, nu e mini HDMI, nu e micro HDMI, e un HDMI full. Acum, laptopul ăsta, așa cum vedeți, vine cu procesor Intel, este un Intel Core i5, este și alternativa Core i7 și avem de-a face aici cu un ecran de aproape 16 inch, ceva gen 15,96, este un AMOLED, este Full HD și nu e tactil, pentru aia avem versiunea 360, Galaxy Book 2 360. Avem și suport Intel Evo și așa cum ziceam, Core i5 sau Core i7. De asemenea, vedeți aici niște specs, generația 12, 8 GB de RAM și stocarea este de la 256 GB. Ar trebui să fie și variante cu mai mult de atât, dar poți adăuga, am înțeles, două SSD-uri, ceea ce n-ar fi rău. Ok, trackpad destul de generos, butoane moi și destul de comode, avem și pad numeric aici. Hai să vedem în partea asta ce găsim, văd că avem jack audio, port USB și un slot SD. La conectică, văd eu aici că mai e un port USB-C și cred că mai e încă unul pe care a fixat mecanismul de securitate. Asta este Galaxy Book 2 Pro și mai scrie aici niște chestii despre el, are LPDDR5 ca RAM, are grafică Intel Arc și niște extra funcții de securitate. Acum o să mă duc să văd și cum e varianta aceea rotativă care are ecran tactil. Ăsta nu e tactil, dar au mizat pe o chestie ciudățică. În general, când ai laptopuri de astea ușoare, de 1 kg sau sub 1 kg, ele au 13 inch, 14 inch, acesta are aproape 16, iar asta îl face deosebit pe acest Galaxy Book 2 Pro.